Bine te-am găsit, drag prieten, pentru a vorbi astăzi despre fricile noastre, dar nu despre toate fricile, pentru că sunt foarte multe, ci doar despre una dintre ele și anume frica de singurătate. În primul rând, nu uita că este absolut normal să-ți fie frică. E o emoție firească, o emoție care are o intenție pozitivă și anume aceea de a mă proteja. Și atunci întrebarea care se pune este, și probabil că deja te gândești la asta: ce intenție pozitivă poate să aibă frica de vreme ce mă face să mă simt rău? Intenția ei pozitivă, în general, este de a-ți oferi sentimentul de apartenență. Când această nevoie de apartenență lipsește apare un soi de frică ce are în spate și un gând. Fii atent la gândul tău când te gândești la această frică. Oare nu e cumva gândul nimănui nu-i pasă de mine? Și dacă ți asculți acest gând și îți simți corpul, nu e așa că un gol interior se simte în corpul tău și pare înspăimântător? Pentru că, de fapt, e o spaimă de dispariție, de moarte. Societatea aceasta modernă în care trăim ne-a ne iluzionat cumva că numai individul contează. Da, contează individul, contează, ești o ființă unică și ceea ce dorești tu și ceea ce visezi și binele tău este extrem de important. Dar asta nu înseamnă să te rupi de semenii tăi, pentru că izolarea este împotriva firii noastre ca specie. Noi nu suntem ființe solitare, noi suntem ființe sociale și uh, această frică de singurătate este moștenită în genele noastre încă de la strămoșul nostru primitiv, pentru care uh, singurătatea însemna moarte. Omenirea a supraviețuit ca specie și a evoluat tocmai datorită apartenenței la un grup, datorită interacțiunii, a faptului că ne ajutăm, ne sprijinim unul pe celălalt. Sigur că există și reversul medaliei, există și acea luptă teritorială, nu? Sau pentru putere, pentru resurse a omului primitiv, dar asta e o altă poveste. Intrăm deja în niște zone destul de înspăimântătoare și care ne direcționează mai mult spre filozofie decât spre psihologie, așa că hai să revenim. Deci, dragul meu, draga mea, este foarte important binele tău, dar în același timp nu trebuie să uiți că de binele tău depinde și binele celorlalți, după cum binele celorlalți poate să determine și binele tău. Important este să simți că aparții unui grup și atunci deja lucrurile se rezolvă. Ok, dar cum fac asta? Cum îmi rezolv eu sentimentul de apartenență, nevoia aceasta relațională până la urmă și astfel să scap de această frică care în loc să-mi fie tovarăș, nu, îmi este sabotor, îmi face rău. Rămâi alături de mine ca să găsim răspunsul la această întrebare. Dacă ești prima oară pe canalul meu de YouTube, te invit să dai un like, să te abonezi și să apeși clopoțelul de notificări, să fii la curent cu tot ceea ce postez din domeniul psihologiei și al dezvoltării personale. Dacă nu mă cunoști, atunci numele meu este Gianina Timofte, sunt psiholog, psihoterapeut, trainer, life coach NLP și specialist în terapia de cuplu. Acestea fiind spuse, hai să vedem după ce am făcut cunoștință și ce soluție vreau să-ți ofer pentru a rezolva această nevoie de apartenență și a te elibera de limitele pe care ți le impune frica, și în mod special această frică de singurătate. Vreau să plecăm de la următorul lucru. Frica este o emoție absolut firească. Nimic din alcătuirea ființei umane nu este greșit. Deci, frica este o emoție al cărei scop este pozitiv și anume să te protejeze de pericole. Omul e atât de fragil până la urmă în fața naturii, în fața fiarelor, încât dacă nu ar exista. Frica, atunci nu știu cum ar reuși el să supraviețuiască. Cu atât mai mult cu cât nu poate de unul singur, spunea Adineaure, are nevoie de semenii lui ca să supraviețuiască și să crească. Și atunci noi trebuie să rezolvăm această problemă a sentimentului de apartenență. Bună. Ce să facem? Orice frică, în general, trebuie, în primul rând, conștientizată. Da? Am o frică. Asta este primul pas pe care trebuie să-l faci, indiferent de frica uh, despre care vorbim. Ok, accept lucrul acesta. Dacă nu l accept, știi ce se întâmplă? Uh, recurge la tot felul de comportamente de evitare. Dar de distragere sau de supracompensare. Muncești până la epuizare, renunți la tine și dai totul celorlalți. Fugi de tine, e un fel de fugă de tine. Sau îți dai altceva în loc, nu știu, mâncare dulce, sport până la extrem, că sigur sportul e sănătos, dar nu trebuie împins până la extrem să faci din asta un scop al vieții, decât dacă te-ai născut cu această pasiune, adică nu trebuie să fie o formă de distragere sau de supracompensare de la problema cu care tu te confrunți. Și atunci este foarte important, spuneam, acest pas al uh, conștientizării și a spune, simt o frică. În cazul tău, nu, situația despre care vorbim astăzi, frica de singurătate. Sigur că există mult mai multe frici și mult mai multe trăiri pe care le avem în raport cu, acest, cu această emoție, da, o gamă de, de nuanțe, de emoții, frica de singurătate, frica de frica de succes, frica de moarte. De fapt, să știi că în spatele fricii de singurătate se află tot o frică de moarte. Despre frici mult mai detaliat și cu soluții concrete vorbesc și în cursul Cum să-ți gestionezi fricile, pe care îl găsești pe platforma mea de cursuri mychange.ro dar acum doar despre această frică, frica de singurătate. Așadar, pasul 1 este să o conștientizezi. Pasul 2 este să o accepti și să comunici cu ea. Ok, draga mea frică, ce vrei tu pentru mine pozitiv? Care este intenția mea? Răspunsul de regulă este să te conectezi cu semenii tăi, să fii împreună cu. Acesta este de regulă răspunsul. Ei, și acum mergem la pasul 3. Ok, am înțeles, am văzut ce dorește, am acceptat-o. Cum să mă conectez? Că dacă știam, o făceam și până acum, sunt sigură că așa gândești. Hai, spune te rog, mai repede, pași concret, ce trebuie să fac. Ca să socializezi, să găsești soluții, nu? O soluție este să socializezi cu semenii tăi. Învățând cum să comunici. Comunicarea este foarte importantă. Uh, comunic uh, asertiv, da? adică să mă duc spre celălalt, să cer ceea ce vreau, să resping ceea ce consider că este rău pentru mine, uh, să mă deschid spre un grup cu care mă potrivesc, uh, spre oameni cu care am ceva în comun. Iar acest lucru nu se poate face decât. Prin vulnerabilizare, adică nu o să-mi pun eu masca durului. Da? Sunt dur, sunt puternic, de mine nimeni nu se apropie. Sunt. pentru că oamenii nu se vor mai apropia de mine. Sigur că această mască e o mască de protecție, să știi că și eu am folosit-o foarte mult timp. E o mască de protecție, da? Dar în momentul în care dai jos această mască și accepti vulnerabilitatea. Ok, asta este frica mea, sunt om și tu, și tu, și tu, și tu toți avem câte o frică. Atunci ceilalți se vor deschide și ei către tine, se vor apropia de tine. Și doar conectarea intimă, de la suflet la suflet, în vulnerabilitate, este reală. Și nu conectarea cu masca socială. Aș vrea să-ți Spun că cele mai valoroase prietenii ale mele, pe care le prețuiesc foarte mult și care sunt comorile mele, s-au creat doar în spațiul vulnerabilității, când ne-am dat jos măștile și am vorbit despre fricile noastre, despre limitele noastre, despre rănile noastre în diferite contexte. Și atunci s-au creat acele prietenii care astăzi, care au durat în timp și care astăzi sunt cele mai valoroase comori ale mele și sunt sigură că și tu ai astfel de comori. Iar dacă nu ai astfel de comori, atunci face spas, vulnerabilizează-te. Ai să vezi când dai masca aceea de protecție jos, cum celălalt se va apropia de tine cu adevărat. Și ceea ce câștigi va fi sentimentul acela de apartenență. Nu sunt singur pe lume cuiva îi pasă cu adevărat de mine, pentru că și mie îmi pasă cu adevărat de altcineva. Despre asta este vorba. Asta mă ajută să scap de singurătate, de angoasa aceasta, de golul acesta interior. Apoi, sigur că este foarte important să dezvolți și niște abilități de, relaționale, de relaționare. Mă duc într-un grup, dar cum intru eu așa în grupul acela? Că atunci când eram mic, mă duceam și spuneam, vrei să fii prietena mea sau prietenul meu? Vrei să ne jucăm împreună cu mingea aceasta? Acum parcă nu mai funcționează. Oamenii se uită ciudat la mine dacă voi face acest lucru. Așa că trebuie să înveți cum înveți să relaționezi citind că există o mulțime de articole, de cărți despre comunicare, despre asertivitate, comportamente asertive în general, să participi la cursuri. E fai să participi la cursuri. Știi de ce? Pentru că acolo crezi noi relații. Oamenii care se duc la acel curs, să zicem, la acel workshop, la... nu sunt oameni care au aceeași problemă ca și tine. Și atunci foarte ușor vă puteți deschide și vă puteți conecta și puteți crea prietenii autentice, și nu te mai simți singur. Uh, sigur, poți participa și la, la grupuri de, uh, legate de pasiunile tale. Îți place să mergi cu bicicleta, îți place să fotografiezi, să filmezi, îți place să citești, îți place să pictezi, îți place să, uh, nu știu, să faci diferite obiecte de artă sau orice îți place să faci. Să știi. Că există și alți oameni care au această pasiune cu a ta, acest hobby cu al tău, la fel cu al tău. Și atunci te poți atașa de acest grup și o să aveți ce să vorbiți, și o să simți că mai sunt ca mine, aparțin unui grup sau chiar un grup de uh, uh, preocupări spirituale, religioase. Da? E, e foarte important să ai sentimentul acesta. Uh, și uh, relațiile se mai dezvoltă și uh, plecând de la, uh, de la tine. Fă tu primul pas spre ceilalți, deschide-te tu către ei. Ai nevoie de ajutor? Cum aș putea să te ajut? Sunt oameni care cer ajutorul. Nu ți-a stupa urechile, deschide-te spre ei și nu trebuie să renunți la tine. Acolo vorbim despre iubirea de Sine, ci doar trebuie să te deschizi spre ei ca să-i ajuți. Și celălalt patrulea pas, care cred eu că este foarte important, este dezvoltarea personală, dezvoltarea emoțională. Dezvoltă-te, cunoaște-te pe tine, cunoaște-ți mintea, felul în care funcționează mintea ta, emoțiile tale și cum să le gestionezi. Nu lăsa emoțiile să fie stăpânele tale. Ci fii tu stăpânul emoțiilor tale, fii tu stăpânul gândurilor tale. Dar pentru asta trebuie să te cunoști și, cunoscându-te, te vei dezvolta permanent. Viața trebuie să fie și un proces permanent de dezvoltare personală. Așadar, dacă dorești mai multe despre dezvoltare personală despre gestionarea fricilor, intră pe platforma mychange.ro, unde am programe complete în care abordezi diferite aspecte, ce țin de problemele cu care ne confruntăm în plan emoțional, sau în plan relațional, dar și acele programe, cursuri în care înveți să te dezvolți, să crești, să evoluezi. Sper ca aceste informații să-ți fie de folos și să le pui în aplicare pentru că este esențial să faci ceva, nu doar să asculți, să stai în fața unui material video și să spui ok, interesant, aș putea să fac asta. Schimbarea vine întotdeauna acționând, făcând primul pas. Care este primul pas pe care tu îl faci? Vrei să vizionezi mai mult conținut? Poți vedea și celelalte videoclipuri de pe canalul meu sau poți intra pe mychange.ro, prima platformă de cursuri psihoterapeutice din România.